Cercetările arheologice aflate în desfășurare la Mănăstirea Bistrița au condus la descoperiri care plasează deja monumentul istoric din județul Neamț pe podiumul unicității din întreaga Moldovă. Echipa condusă de cercetătorul profesor dr. Adrian Andrei Rusu se află în a doua campanie arheologică la mănăstire, lucrează în condiții dificile din cauza ploilor abundente și scoate la lumină tezaure de ceramică și monedă, un turn abandonat situat în vecinătatea actualului turn de poartă și un șanț cu palisadă suprapus pe tot traseul de un zid de piatră. Vechiul zid de incintă, despre care nu știa nimeni, este situat între biserică și corpul nordic de chilii. Regăsind ruina așa în starea asta, am găsit toată structura de rezistență făcută cu tiranți. Adică în miezul zidurilor, care sunt 2 metri și 90 grosime, și o construcție extrem de serioasă, a fost o rețea întreagă de bârne, care au consolidat zidăria. Probabil la urma să se întâmple procesul ăsta la fiecare oarecare nivel de elevație. Sunt câte două bârne așezate pe fiecare latură și două bârne transversale pe fiecare latură. Le-am găsit inclusiv, da, se văd acolo încă lăcașurile. Dacă mergeți, haideți cu mine. Asta este parte din rețeaua de bârne care a da, fost se vede clar la miezul zidurilor. Și uitați-vă că la grosimea este jumătate ocupată de zidul de cutinare. Se plouă 15 și jumătate afară. Deci normal că acolo n-a rezistat la fel ca și pe ziduri. Acolo a crăpat. Povestea asta de statică, de construcție, pentru că despre asta discutăm, a provocat și nenorocire și după aia descoperirea. În axul bisericii, pe latura nordică, este cripta pregătită pentru Elena Cuza, la care ea a renunțat în favoarea lui Nicu Albu. Cripta este goală acum, pentru că Nicu Albu a fost mutat în cimitir, cu tot cules pedea funerară și gardul de metal. În incintă există însă mai multe locuri în care au fost morminte, începând cu groapa comunitară descoperită la precedenta campanie. Acum au mai fost descoperite două morminte în dreptul turnului lui Ștefan, ambele cu inventar, un copil cu monedă și cineva s-ar putea să fie și bărbat, cu un singur cercel foarte frumos. Și mai există cimitir în afară, în jurul turnului abandonat. Turnul abandonat are fundația jumătate în interior, jumătate în afara curtinei. A rămas neterminat, iar Rareș a ridicat turnul de poartă. Peste fundația turnului abandonat, în secolul XVIII, se pune curtina fundată jumătate pe turn, jumătate alături. În secolul XVIII, peste el se pune curtina, dar nu se știe de turn că există. De ce? Pentru că se fundează jumătate pe turn, jumătate alături. Apar fisuri foarte serioase pe curtină, vine direcția monumentului, zice, trebuie să facem subzidiri. Încep să sape și descoperă turnul. Da. În secolul XVII deja erau morminte peste turn, în exterior și în interior, și au procedat absolut aiuristic, adică au spart inclusiv fundația turnului ăsta vechi ca să facă subzidire. Una dintre descoperirile uimitoare și extrem de importante s-a făcut odată cu cercetarea perimetrului din preajma toaletei din afara incintei mănăstirii. Se pare că acolo a fost o groapă de aruncare a rebuturilor din atelierele de ceramică din mănăstire. Alături era o groapă plină cu fragmente de frescă, inclusiv o mare cantitate de frescă poleită cu aur. O parte din material este deja în restaurare și într-o zi toate piesele vor fi expuse în muzeul mănăstirii, care va fi extins. Era de fapt o groapă de aruncare a tuturor materialelor medievale din rebutate din atelierele de ceramică din mănăstire, plus o groapă plină cu fragmente de frescă. Comoare. Da. E, sigur că atunci când am sosit aici, cu aia ne-am ocupat întâi. Aici. Cantitatea de frescă cred că e foarte sfărâmnicioasă, dar
avem o mare cantitate de frescă care este polită cu aur. Deci, numai de la biserică putea să vină materialul ăsta și în zonă cobor. Uitați, toată suprafața asta a fost săpată cu sparclu și cantitatea e așa, nu mai răzbeam, adică inunda materialul. De toate, boluri, cahle, ceramică superbă, moneda, evident. Aici se vede mai departe și groapa unde care era, a fost mai adâncă și în care există... Deci exista un atelier în mănăstire. Da. Garantat. Este. Acum s-a mai umplut. Aia este conturul gropii. Și uitați țeava care străbătea zona. Și părintele, iarăși, rolul lui. Dumnealui a zis, ăsta este un loc care trebuie cercetat, trebuie recuperat. Frumusețile care o să strălucească în Muzeul Mănăstirii la un moment dat. Da? Dar piese de tipul ăsta. Superbe, absolut superbe. Multe dintre ele le-am găsit că ar fi avut defecte de lucru, de fabricare. S-ar putea ca o parte dintre ele să fi fost modele, da? Uitați-mă numai, vă arăt. Ăsta este singurul fragment care, unde-i numai, care se pare că are o pasăre pe fondul bolului. Vedeți pieptul pasării, aripa, picioarele și un bol. Un bol. Avem fragmente cu inscripții din ce în ce mai numeroase. Foarte interesante. Inscripțiile sunt litere chirilice, slavone. Unele sunt nume, altele sunt pot să fie și invocații religioase. Încă repertoriul nu este foarte bine conturat, pentru că și vasul ăsta de pildă este, și asta este o nebunie. Și ce culoare! Uitați-vă! Da, ce au lucrat el. Bun, începe să, din punctul meu de vedere, se conturează originea meșterilor. Se pare că Ștefan a putut aduce niște meșteri ori din Peninsula Crimei, ori de undeva din Cetatea Albă și Chilia. Este o sinteză de artă Bizanț-Occident, pentru că sunt elemente care probabil vin de la genovezi. Este o explozie, o feerie de material, e o fabrică la mănăstirea mea. Și ceea ce este important este că pentru vremea respectivă se pare că n-a fost singura. Probabil că la Putna a fost una similară, însă despre Putna știm foarte puține lucruri. Bistrița la ora asta bate orice din Moldova și ca tezaur în ceramică mai ales, este unic. Nu avem ceva, nu avem ceva similar găsit până acum în Moldov. Este pur și simplu de necrezut ce au putut face. În ținuța de șantier, examinând cu ochi atent fragmentele ceramice, starețul Luca Diaconu nu s-a declarat surprins de descoperirile recente. Nu sunt surprins, pentru că bisița este unică prin faptul că are patru mari cititori, voievozi, din cei mai mari ai Moldovei. Fondatorul Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rare și Alexandru Lăpușneanu. Și de la toți, mă așteptam să găsim prin această cercetare lucruri importante. Și iată că au ieșit la ideea. Bineînțeles, dacă am hotărât să investească mănăstire pentru această cercetare, bineînțeles că o să fie pus în valoare.
extinde muzeul actual și acolo o să fie expus. Acum suntem în cercetare. Este ipoteză că aici a fost un centru de bolerit. Probabil că a fost o echipă de monahi care au lucrat la acest atelier de bolerit. Pentru că sunt piese inscripționate și sunt aceste inscripționari sunt de diferite mâini făcute. Acum se face cercetarea arheologică, după ce o să fie colaborată cu cercetarea arhivistică și istorică. După aia tragem concluzii. Dincolo de descoperirile de mare importanță, unele de natură să infirme ceea ce se știa până acum despre Mănăstirea Bistrița, Biserica Monument poartă peceta competenței fostei direcții a monumentelor, desființată în anul 1977. Ploile care spală acoperișul din cupru se scurg pe contraforți și colorează intens în albastru. Și doar înlocuirea pietrei poate rezolva această problemă, care poate fi întâlnită la foarte multe mănăstiri din Moldova.